Dacă ai mașină cu motor diesel, zilele ei sunt numărate. Guvernanții din mai multe state ale Uniunii Europene au pus gând rău motoarelor poluante și vor să-i oblige pe șoferi să renunțe la ele. Soarta mașinilor cu motor diesel este pecetluită. Din cauza faptului că poluează mai mult decât modelele pe benzină, statele europene anunță că vor interzice șoferilor să mai circule cu astfel de mașini. În Norvegia, începând cu anul 2025, nu se vor mai vinde decât mașini verzi. La rândul său, guvernul regional din Bruxelles a anunțat că din 2030 interzice complet vânzarea și circulația automobilelor diesel. Din 2035, în Bruxelles, vor fi interzise chiar și motoarele pe benzină. Ar fi bine, dar nu, sunt foarte multe mașini care circulă. Credeți că își permit românii să-și schimbe mașini? Nu, sigur nu. Cu siguranță nu. Poluează, dar dacă ar fi mai drastici ăștia de la care verifică mașinile, s-ar întâmpla. Dar noi ne-am învățat să ținem ultimile troace ale Europei și sunt pe drumuri, că și eu am tot diesel, dar caut cât de cât să o întrețin și să am grijă să nu poluez. Și credeți că își permit românii să-și schimbe mașinile? Absolut nu au cum să-și permite, pentru că este doamna sărăcie foarte frumoasă și drăguță la noi. Părere prostă, pentru că de unde avem noi bani să cumpărăm noi? Euro 5, euro 6? Nu, e greu, dar trebuie să te conformezi cu legile care sunt în vigoare. Și România va fi obligată să renunțe la motoarele poluante, asta pentru că oficialii Comisiei Europene au stabilit un calendar prin care își propun ca emisiile de carbon să fie reduse la zero. Discuțiile, parte a pactului Green Deal, prevăd faptul că emisiile generate de sectorul transporturilor ar trebui să scadă cu 90% până în 2050, având în vedere că mașinile au un ciclu de viață de 15 ani. 2035 este termenul limită pentru a opri complet vânzările de automobile cu motoare pe benzină și motorină.